Bună dimineața, iubito! Bună dimineața, iubito! Dar bună dimineața, bun prieten, Matei! Nu, eu nu există aici. Ce? Iubește-te, cine merită! Terminați prostiile! Pune și mie. În dimineața asta mă vește proastă și una bună. Da, dar nu vreau să dai vestea proastă ei. Și mie poți să-mi dai restul, mă mulțumesc cu restul. Mai pune un pic, ce trebuie să vezi? Diana! Nu te supăra, dar vestea proastă este că se întoarce tata. Cum adică? Se întoarce tatăl tău? Până la ești să rând. Că nu-i place țara asta, că s-a mutat definitiv în străinătate și că tu te duci odată pe an la el? Ba da, asta am spus, dar se pare că vrea să ne facă o surpriză. Am primit acum mesaj că a aterizat, că vrea să ne vadă și că trebuie să ajungă din moment în moment. Ba, cum a aterizat? Probabil că la aeroport. Păi, bună. Și vestea bună care? Vestea bună este tot asta. Eu mă bucur că vine, vreau să-l văd, nu l-am mai văzut de ani de zile. Cum este doar de el? În primul rând, cum adică din moment în moment, da? Și în al doilea rând, eu ce fac? Zici și mie, ce fac? Bagajele am inventat. Mă, nu pot să taci, da? Hai, nu vă mai certați, trebuie să-l așteptăm să ne pregătim, că trebuie să vină din moment în moment, Diana. Lasă prostiile. Viitoarea mea soție? Viitoarea mea soție, ia că avem două argumente. În primul rând, în al doilea. În primul rând, că nu fac așa, da? În al doilea? Mă, Luca, zici mie, eu ce fac? Dacă tu nici măcar nu mă suport, mm-hmm. Pentru că nu știu cum să-l iei. Păi normal că nu știu cum să-l iau, dacă trebuie mereu să mă comport ca și cum aș fi o sclavă. Dar sigur, dar să nici unui voie, mereu. Păi, mai, dar pe mine nu mai băbădă nimeni în seamă în casa asta, mă, dar... Da, să ferici cu taică, tu nu e rușine, dar... Dar, mai, dragă, tatăl meu nu are nimic cu tine. Din potrivă. Din potrivă ce vrei, mă, să spui? Că are ceva cu ea sau ce? Adică nu m-a suportat în cel de ultima clipă, asta. Te-am zis, Luca, te-am zis, care am închis prezente încă de curând, noi, domnule, îi trau pe urmă. Ce să nu vorbesc cu Luca acum, dar lasă-mă un pic. Poți să ne lași două minute să vorbim și noi ceva între patru ori? Motivul pentru care m-am suportat că am fost cu Matei, da? Știu. Nu, dar pe mine cum nu accept. Pe tine nu vrea să te iau pe soție. Vaaa, de ce? Eu nu sunt suficient de bun pentru tine. Trebuie să vorbim doar noi doi, fără prezența de suferitului ăsta aici. Sigur, Luca. Scuze-mă. La tine mă refeream. Lasă-mă, consider eu frumos. Bine, perec. Dar nu garantez că vă auzi și din colo. Eu nu înțeleg de ce ești așa agitat. E dimineața frumoasă, suntem liniștiți, suntem perfect, vine tata, anunțăm căsătoria noastră, ce vrei mai mult de atât? Da, sigur, poate ar fi pe scălușul. Nina, o să anunț căsătoria noastră. Da, n-am auzit de picat asta până acum. Băi, și bă, ceea ce contează este că tu mai ai anunțat înainte, da? Dacă am să mă ajungă pe mine de nevastă, faci în pat, da? Calmează-te, ocere! Poate, calmează-te, știi cum facem? Și agiți degeaba. Vine tata, te duci la plimbare, îi explic despre ce este vorba, îți dau unde și te întorci. Chiar când știi că ai să o convingi? O să fie floare la urechi, crede-mă. Cât mai trebuie? Puțin. Hai, hai pe lângă frumos, nu mai cu anumita, du-te la plimbare, calmează-te. Când e zonul, îți dau un mic și te întorci, da? Hai, calmează-te! Mama, o venită! Da, sunt convinsă! Mama, o venită! Mama, ce faci de tine, da? Auzi, Diana? O să dai un mic rost de mine azi? Păi, ești grozitor! Poți să
înseamnă că mai cerci și tu o dată în zi pe anul ăsta cu ea. Avem lucruri importante care lucrurile tata trebuie să am luat. Luca, da, ce vrei să spui tu mai exemplu? Nu vrei să-mi dat la tata, nu? Eu am fost primul aici. Ai fost primul aici când te-ai întâlnit la tata. Aștept să nu să divorțezi, apoi să stai. Da, ești păcatul meu. Ei, și nu spune că vrei să mă duc la hotel când aveam apartament păi, aici. Nu spui tu, da, că vrei să plec. Dar nu te gonește nimeni, frate, nu te gândi nimeni afară, înțelege-mă, te implor. Vreau liniște. Vrei liniște? Da. Vrei liniște. Vreau liniște. Păi, dacă vrei liniște, atunci de ce te întorci? Pentru că iubesc, Andrei. Mă simt bine cu ea. Pentru că ea vrea să poarte ochii din iasă. Pentru că ea își dorește asta. Nu mai vreau să mă și cuvinte, te rog frumos. Da. Hai să strângem și noi un pic de aici, că o să vină tata, e dezastru. Da. O să se bucure? Da, la început o să zâmbească. Crezi? Da, apoi vă dăm la oh, ce bine ar fi. Și la urmă m-am gândit două cuvinte mari de calmante. Hai, nu trebuie să mă ajută. Ce vrei, mă, să te vin? Pot spune așa, că... Va vreau mărunt, după timp ce vine vita mai... Stai, pun-o pe tine. Lasă-mă prostiile. Fii atent, acum vorbim serios, am venit la o chestie, fii atent. Vine data. Așa. Ei, știi despre ce este vorba. Ok. Vreau să stai cu mine că suntem prieteni buni și... Care viitoarea să fie grijă de tine? Am să fac și de mâncare, dar după ce te... Ajuns, tata. Succes, mă rog, până la mai. Tata. Tata. Nu te duce, nu te duce, Diana, și-a lăsat toate vesurile acolo. Știi că la... Vino și ajută-mă. Vino și ajută-mă, ce să zică tata, când o să vadă toate lucrurile astea. Cred că le lasă intenționat ca să te lasă în aminte. Da, te iubește-ne, nu mai poate. Hai mare, te duci să strângi. Doamne, ce egoistie, du-te și deschide pe greu. Du-te, deschide-i pe greu. Vin și imediat în două minute. Nu cum ai prostii de la fata asta, mă. O să-i iubași de femeie. Te rog eu cum o fie. Unde să băieții mei? Băi, Matei, băi, dar ce bine arat, bă, Matei, băi, ce te-ai mai mungit, băi. Domnule, de fapt, eu din cazul ăsta, eu trebuie un pic, mă duc, mă, da? Mă, stai un pic, e cum ai venit, gata, la revedere. Hai, ia bagajul ăsta, hai, tu lăși camera la Finiu. Da, mi-e mori. Luca, serios? A venit tatăl tău, ceamă de tine. Tată, ce repede ai venit? Băi, pe nici nu mai așteptam. Nici nu mă așteptam să vii așa de vreme. Doamne, ce bine arăți, tată, cât mă bucur să te văd. Dar ce ai slăbit, bă, așa? Ce ai slăbit? Bă, tu nu mănânci nimic, ca bă! Vezi, poate mă uită în frigider! Tata! Să știu că aveți nimic de mâncare! Mai, mă, tata, asta făcea mama când vrea ea! Și așa am făcut ea cu spunea că este bine! Să știi că sunt bărbat și pot să am singur grijă de mine! Am înțeles! Ești bărbat de acolo! Da! Băi! Te-am adus niște napolitani. Nu scorțișoare. De care-ți plac ții. Vai, tata. Mă, dacă n-am eu grijă de tine, cine să ai, mă, mă, tata? O fată ca lumea mai găsit și tu. Da, poate am găsit și n-ai afat. N-ai găsit. N-ai găsit. Dar nu mi-ai spus tu mie. Nu mi-ai scris. Nu mi-ai spus la telefon.
Da, da. Uite, am vorbit deja cu un prieten din copilărie. Are o fată. Am văzut niște poze, uite așa multe. Poate îi facem o vizită împreună, da, 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 păi facem o vizită, dar nu crezi că e prea de vreme să discutăm acum despre asta? Da, știi că ai dreptate. Mă duc să mă spăl pe mâini un pic, că poate mâncăm și noi ceva. Da, tată. Aveți ceva de... Avem, dar de frigerul...